În a patra noapte a operațiunilor militare din Libia, capitala Tripoli a fost din nou zguduită de bombardamente. Atacurile coaliției nu i-au zdruncinat însă încrederea în victorie colonelului Gaddafi. În prima sa apariție publică de la începutul intervenției aliate, liderul a promis că nu se va preda niciodată. They will not terrorize us. We are making fun of their rockets. The Libyans are laughing at these rockets. Bombardamentele și atacurile coaliției nu îl sperie pe liderul libian. Sfidător la adresa aliaților, la balconul reședinței sale, colonelul și-a încurajat susținătorii. Ieri, aliații au avut ceva emoții când un avion american s-a prăbușit în Libia. Din fericire, ceea ce putea să devină o tragedie a avut un final neașteptat. Localnicii și autoritățile libiene au salvat pe cei doi piloți și au întâmpinat ca pe niște eroi. The first he was afraid, but I am shocking with him and I am kiss him and I tell him you are coming for us. You are our brothers. So don't be afraid. You will be safe. We will carry you for any place you will be want. Al doilea pilot s-a catapultat la câțiva kilometri distanță, în apropierea unei ferme. Deși atacat de forțele aliate, venit în ajutorul militarului pierdut, bărbatul a condus pe soldat până la Benghazi, unde l-a predat aliaților. Tamu bil qasf alina yahmu fina yashabu yahmu fi at-tayar tayarin ashabu ويسحبونا المرتزقه من عين القذافي فتم اطلاق علينا النار عشوائي يعني سوء تفاهم ونحن مسامحين في هالموضوع اللي صار. نشكر قوات التحالف الولايات المتحده وفرنسا. Oficialii americani reclamă o defecțiune tehnică a aparatului de zbor și neagă informațiile conform cărora avionul ar fi fost doborât de trupele fidele lui Gaddafi. Casa Albă susține în continuare că operațiunea din Libia este un succes și că a reușit, în afara slăbirii arsenalului și flotei libiene, să sperie mai mulți apropiați de colonelul lui Gaddafi, care acum încearcă să scape din Libia cu orice preț.